Consideră șirul I indice N, pentru N mai mare sau egal cu 1, I indice N egal cu integral de la 1 la 2 din X la N supra X la N plus 1 dx, pentru N mai mare sau egal cu 1. Am X să se calculeze I1, asta e partea absolut elementară, pentru N egal cu 1, adică da, adică din X supra X plus 1 dx. Păi, asta... Nu, mai să mai pierdem timp să mai împărțim polinomele, se vede că pot să adaug și să scad 1-1, da? Așa, distribuim numitorul, adică x plus 1 pe x plus 1 și 1. Și vine integral de la 1 la 2 din 1 minus 1 pe x plus 1 de x, integral din 1 este x, da? Minus logarit din modul din x plus 1, toată minunăția asta luată între 1 și 2 și... La 2 egală cu 2 minus logarit din 2 minus logarit din 3, așa, minus la 1 minus 1 plus logarit din 2. Deci este 1 plus logarit din 2 minus logarit din 3. Las așa, nu mai stau să-l mai omor cu, să mai... lipesc logarit, pot să scriu dacă vreau 1 plus logarit din 2 pe 3, da? B. Se arată că n e mai mic sau egal decât 1. Da? Minunea asta e mai mică decât 1. Păi, uitați ce se întâmplă. N-ul nostru, repet, este integral de la 1 la 2 din x la n pe x la n plus 1 dx. Păi, ia uitați ce se întâmplă. Noi observăm că x la n pe x la n plus 1 este mai mic sau egal decât 1. Nu? De ce? Pentru că asta, aducându-o la același doar că x-ul nostru fiind pe 1 și 2, ăsta e mai mare ca 0, da? Asta e echivalentă cu x la n mai mic sau egal decât x la n plus 1, adică reducând x la n, este echivalentă cu 0 mai mic sau egal cu 1, care e adevărat. Prin urmare, cum funcția mea este mai mică sau egală cu 1 pe, pe intervalul acesta, da? Este mai mică sau egală decât marginea superioară a funcției noastre, adică decât 1 ori diferența capetelor de integrare, 2 minus 1, care e egală cu 1, deci n mai mic sau egal cu 1, atât de cel, nu lasă, da, observa, bun, și ce, să se calculeze, limită din n, deci ce mic să se calculeze limită din n atunci când n tinde la infinit, da, deci repet, unde deci n este integral de la 1 la 2 din x la n supra x la n plus 1 de x. Da? Bun. Păi, pentru asta, hai să vedem. Cum să facem? Da. Păi, funcția mea fiind continuă, eu pot să trec la limită subintegrală, da? Deci, limita noastră va fi egală cu integrală de la 1 la 2 din limită, din limită când n tinde la infinit, din x la n supra x la n adunat cu 1 de x. Ori, uitați ce s-a întâmplat acum. Atenție, limita nu e după x, e după n. Da? Deci ea se comportă ca un a la x, da? Pentru că n-ul de sus se duce la infinit, ca un a la x atunci când x-ul tinde la infinit. Da? Știți că limita aceasta unde se duce? Păi când a-ul este mai mic ca 1 și evident mai mare ca 0, limita se duce la 0, iar dacă a-ul este mai mare ca 1, limita asta se duce la plus infinit. Ori, în cazul meu, cu x-ul meu este între 1 și 2, limită din x la n când x-ul tinde la infinit, cum repet, x-ul meu este x aparține lui 1, 2, deci e clar mai mare ca 1, limita mea va fi plus infinit, da? Hai să facem așa mai mare, va fi plus infinit. Și atunci, cum voi avea infinit pe infinit caze nedeterminare, vom împărți printr-un x la n, are sens să împart prin x la n, pentru că x-ul e diferit de 0, observați, între 1 și 2, și îmi dă egal cu integral de la 1 la 2 din limită când n tinde la infinit, din cine? Din 1 supra 1 plus 1 pe x la n dx, sau 1 pe x la n putea să fie, da? Ori, acum 1 pe x-ul ăsta, cum x este între 1 și 2, 1 pe x aparține... intervalul 1 pe 2
1. Da? Ori, în momentul în care numărul meu este subunitar, exceptându-l pe unul care era capăt de interval, da? Deci nu mă interesa, un număr subunitar la puterea la infinit se duce la 0. Ăsta se va duce la 0, deci limita noastră o să ne dea integrală din de la 1 la 2 din dx, adică din 1, da? Din 1 de x. Corect? Uite, să-l punem și pe ăsta ca să-l vedeți așa. Egal de 1 este x, x luat între 1 și 2 îmi dă 2 minus 1, 1. Da? Și cu asta am calculat limita dorită.